România se numără printre țările care nu au reușit să revină la rata de vaccinare a copiilor de dinainte de pandemie. De exemplu, în cazul vaccinului împotriva difteriei și a tusei convulsive, care este folosit la nivel global ca un indicator al acoperirii vaccinale, rata a ajuns anul trecut la 89%, cu 7% mai puțin decât înainte de pandemie. Specialiștii cred că de vină ar fi informațiile negative care au fost vehiculate despre vaccinul anticovid. După pandemie, încrederea românilor în vaccinurile pentru copii a scăzut cu 10%, potrivit UNICEF. Pentru a elimina riscul apariției unei epidemii, rata de vaccinare trebuie să fie de 95%, spun medicii. Problema este că nici înainte de pandemie, România nu atingea acest prag în cazul imunizării împotriva rujeolei și rubeolei, când rata era de 90%. Anul trecut a scăzut și mai mult, ajungând la 83%, ceea ce înseamnă 32.000 de copii nevaccinați. Fără o lege a vaccinării care să stabilească obligativitatea vaccinării copiilor, nu vom putea atinge în viitorul apropiat procentul de 95%. De ce? Pentru că există în populație un procent destul de important, peste 10%, de părinți care nu acceptă cu niciun chip ca să-și vaccineze copiii. Ar trebui mult mai bine testate și apoi puse în practică pe copii. Dumneavoastră aveți un copil. Ce vârstă are? 5 ani și 8 luni. I-ați făcut toate vaccinurile din schema obligatorie de vaccin? Nu. Din păcate nu toate, pentru că nu sunt atât de sigure. Schema obligatorie este ok. Eu am vaccinat copilașii. Da. De restul, și sunt cu HPV-ul. Mă gândesc. Văd că tot foarte mulți copilași în ultima vreme, părinții au decis să-i vaccineze. Probabil nu degeaba s-au străduit oamenii de știință să descopere aceste vaccinuri ca să mai eradicăm, să mai stopăm din boli. Sunt și părinți care vor să-și vaccineze copiii, dar nu o pot face pentru că unele doze sunt livrate cu întârziere în cabinetele medicilor de familie. Există anumite vaccinuri care întârzie și, de exemplu, în cabinetul meu am avut parte de 2 sau de 3 luni, nu mi-aduc aminte exact, în care n-am primit vaccinul hexavalent, cel care trebuie administrat copilul la vârsta 2 luni, 4 luni, respectiv 11 luni. Sigur că sunt speranțe ca să primim luna aceasta. Să sperăm că vom avea suficiente doze astfel încât să putem să chemăm copiii pentru a fi recuperați. Cele mai mici rate de vaccinare sunt în țările sărace sau în curs de dezvoltare. Dintre cele 73 de țări care au înregistrat scăderi semnificative ale ratei de vaccinare din cauza pandemiei, aproape jumătate au păstrat un trend descendent.